Să deschidem din nou Cuvântul lui Dumnezeu și să citim din Cartea Profetului Daniel, capitolul 9. Revenim asupra acestui cuvânt al Scripturii, din care am citit și duminica trecută, cu ocazia încheierii anului 2023. Vom lectura Cuvântul lui Dumnezeu, primele trei versete, și după aceea vom citi Cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 17. În anul întâi al domniei lui Dariu, fiul lui Ahasveroș, din neamul Mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția haldeinilor, în anul întâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. Am rugat Domnului Dumnezeului meu și am făcut următoarea mărturisire. Citim versetul 17. Ascultă, dar acum, Dumnezeul nostru, rugăciunea și cererile robului tău și pentru dragostea Domnului, fă să strălucească fața ta peste sfântul tău lăcaș pustit. Pleacă urechea, Dumnezeule, și ascultă, deschide ochii și privește la dărâmăturile noastre și la cetatea peste care este chemat numele Tău. Căci nu pentru neprihănirea noastră îți aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurările Tale cele mari. Ascultă, Doamne, iartă, Doamne, ia aminte, Doamne, lucrează și nu zăbovi, căci din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu, din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu, căci numele Tău este chemat peste cetatea Ta și peste poporul Tău. Pe când încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului meu, Israel, și îmi aduceam cererile înaintea Domnului Dumnezeului meu pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu, pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor iute omul Gavril, pe care îl văzuse mai înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. El m-a învățat, a stat de vorbă cu mine și mi-a zis, Daniele, am venit acum să-ți iluminez mintea. Amin. Vă invit să vă reașezați. În această dimineață, continuând mesajul pe care l-am împărtășit duminica trecută seara, împrejurările de duminică seara au lăsat subiectul deschis și socotim că este potrivit ca în această dimineață să continuăm să ne uităm la această scriptură într-un mesaj pe care l-am numit Omul cu fața întoarsă către Dumnezeu. E mare nevoie să ne întoarcem cu fața către Dumnezeu. E mare nevoie ca biserica să se întoarcă fața către Dumnezeu. E mare nevoie ca poporul să se întoarcă către Dumnezeu cu fața. Trebuie să ne punem fiecare dintre noi întrebarea cum e fața noastră întoarsă către Dumnezeu? Cum e relația noastră cu Dumnezeu? Daniel este un om care și-a întors fața către Dumnezeu. Așa citim în pasajul pe care l-am lecturat și mi-am întors fața spre Dumnezeu. Reținem din această scriptură că omul cu fața întoarsă către Dumnezeu experimentează trei lucruri distincte. În primul rând, el îl caută pe Dumnezeu, apoi primește din partea lui Dumnezeu și, desigur, înțelege din partea lui Dumnezeu. Trei lucruri foarte importante. Caută, înțelege și primește. Duminica trecută am reținut că atunci când îl cauți pe Dumnezeu, când te întorci cu fața spre Dumnezeu și îl cauți, această căutare se exprimă în mod concret în trei forme distincte. Daniel l-a căutat pe Dumnezeu în Scriptură, l-a căutat pe Dumnezeu cu rugăciune și l-a căutat pe Dumnezeu postind. Trei discipline duhovnicești de maximă însemnătate la care suntem chemați să participăm și noi. Suntem chemați să-L căutăm pe Dumnezeu în Biblie. Dumnezeu se revelează pe Sine în Scriptură. Suntem chemați să-L căutăm pe Dumnezeu în rugăciunile noastre.
Dumnezeu vorbește oamenilor, se arată oamenilor care îl caută în rugăciune. Să-l căutăm pe Dumnezeu smerindu-ne cu post. Dumnezeu se revelează și binecuvântează și ascultă pe aceia care îl caută pe Dumnezeu în Biblie, în rugăciune și în post. Apoi, și cu aceasta adâncim cuvântul din această dimineață, omul cu fața întoarsă către Dumnezeu înțelege. Căutarea e dusă un pas mai departe prin faptul că înțelege sub lumina și sub prezența lui Dumnezeu. Daniel este luminat de Dumnezeu. Citim în Scriptură că la el a venit Îngerul lui Dumnezeu și i-a spus: am venit să-ți luminez mintea. Este fundamental ca, întorcându-ne fața către Dumnezeu, să fim luminați de Dumnezeu, să înțelegem cum înțelege Dumnezeu. Nu odată este posibil ca cineva să creadă despre sine că este cu fața înspre Dumnezeu, dar în realitate să fie cu spatele la Dumnezeu. Să creadă despre sine că are o relație bună cu Dumnezeu și, în fapt, să fie totul departe și înstrăinat de Dumnezeu. Pe fond, este vorba de înțelegere, de felul în care înțelegi și pricepi sensul relației cu Dumnezeu. În ce-l privește pe Daniel, întorcându-și fața către Domnul, notăm că în dreptul lui Dumnezeu a adus această binecuvântare a înțelegerii. Trei lucruri majore a înțeles. În primul rând, a înțeles realitatea în care se găsea, a înțeles natura relației sale cu Dumnezeu și, în mod deosebit, această particularitate, realitatea, adevărul despre sine, condiția în care s-a găsit, starea de fapt în care se găsea el și națiunea. Întoarcerea cu fața către Dumnezeu neapărat trebuie să treacă și pe aici, la conștientizarea realității, a adevărului despre noi înșine, a stării de fapt, a felului în care ne vede Dumnezeu. Daniel a înțeles realitatea. Ascultați, vă rog, cum se reflectă în rugăciunea lui înțelegerea acestei realități. În versetul 2, el chiar așa, de aici și pornește: am văzut că trebuie să treacă 70 de ani peste dărâmăturile Ierusalimului. Dărâmăturile Ierusalimului. Toată căutarea lui către Dumnezeu este așezată în acest context. Ne găsim într-o situație deplorabilă. Israel se găsea într-o situație deplorabilă. Întoarcerea cu fața către Dumnezeu implică înțelegerea realității. În ce-l privește pe Daniel, versetul 11, spune el: ne-au lovit blestemele și jurămintele scrise în legea lui Moise, robului Dumnezeu. Versetul 13 găsim: toată nenorocirea aceasta a venit peste noi. În versetul 16, Doamne, după toată îndurarea ta, abate mânia și urgia ta de la cetatea ta, Ierusalimul. El a înțeles că s-au abătut de la Dumnezeu, au înțeles că erau departe de Dumnezeu, că se găseau într-o stare cu totul nenorocită, separată de Dumnezeu, și peste ei se găsește mânia lui Dumnezeu. Este fundamental, stimați frați și stimate surori, stimați credincioși, ca în procesul întoarcerii noastre cu fața către Dumnezeu să cugetăm la realitatea despre noi înșine, la adevărul despre noi înșine. Căutarea lui Dumnezeu în rugăciune, în post și în Scriptură, neapărat trebuie să ne conducă în acest punct. Dacă ne rugăm, postim și citim în Biblie și această apropiere de Dumnezeu, zicem noi, în rugăciune, post și Scriptură, nu ne deschide ochii spre a reține adevărul despre starea noastră spirituală, pe primul punct nu l-am făcut bine. Căutarea, omul cu fața întoarsă spre Dumnezeu, are nevoie să-i se deschidă ochii și să înțeleagă adevărul. Este vorba aici de viața personală, este vorba de viața de familie, este vorba de biserică. În ce privește viața noastră personală, trebuie să cugetăm la natura relației noastre cu Dumnezeu.
La felul în care notăm și trăim prezența lui Dumnezeu, îl simțim pe Dumnezeu. La profunzimea spiritualității noastre, la prospețimea prezenței lui Dumnezeu în viața noastră. Cum este sufletul tău? Mulți dintre noi străbatem în timpul vieții de credință perioade de uscăciune, perioade de separare, de stare complexă. Nu mai simțim bucuria în rugăciune, dorința după părtășie frățească. Cum este dorința ta după Dumnezeu? David spunea despre sine că îl dorește pe Dumnezeu cum dorește cerbul izvoarele de apă. Te caracterizează această dorință? Sau în locul acestei dorințe arzătoare după Dumnezeu s-a așezat apatia, lipsa de interes, lipsa de bucurie, lipsa de râvnă pentru Domnul, de bucurie în închinare? În locul libertății în credință a venit slăbiciunea, înrobirea, confuzia. Adevărurile acestea trebuie să fie conștientizate. Fiecare să se gândească la sine și să se cerceteze pe sine. Frica noastră de Dumnezeu, în dreptul acestui concept major care ține de relația cu Dumnezeu, trebuie să punem întrebări. Aspecte legate de moralitatea noastră. Cum este integritatea ta? Sau în locul integrității s-a așezat compromisul? Mintea, felul în care gândim, judecăm, analizăm lucrurile. Care este realitatea, adevărul obiectiv în ce privește modul în care gândim lucrurile? Cum e viața ta de familie, relația cu soțul, cu soția, cu copiii? Toate acestea implică adevărul despre noi înșine. Dumnezeu ne cercetează, dar trebuie să ne cercetăm și noi înșine. M-a mișcat lectura cărții Apocalipsa, capitolul 11, versetul 1, un verset tulburător. Duhul lui Dumnezeu a vorbit descoperind aici o realitate care se întâmplă în poporul lui Dumnezeu. Apoi mi-a dat o trestie asemenea unei prăjini și mi-a zis: scoală-te și măsoară. Și au zis: ce măsoară Dumnezeu? Templul lui Dumnezeu? Altarul lui Dumnezeu și pe cei ce se închină în el. Dumnezeu măsoară biserica, adunarea noastră împreună, se arată cu prezența lui în mijlocul nostru și cumpănește în dreptul nostru. Măsoară închinarea noastră, altarul nostru, felul în care ne organizăm închinarea și apoi ne măsoară pe fiecare să vadă cum participăm la aceasta. Când te întorci cu fața înspre Dumnezeu, îți pui aceste întrebări esențiale. Ești preocupat să înțelegi adevărul despre tine însuți. Și numai Dumnezeu îl poate revela sufletului nostru. Drept este că lumea se duce către pierzare, adâncindu-se în păcate tot mai mari. Dar trebuie să ne întrebăm dacă nu cumva și viața noastră spirituală a luat-o în această direcție. Majoritatea dintre cei prezenți ați făcut legământ cu Dumnezeu botezându-vă în apă și ați promis cu putere de jurământ că veți sluji pe Dumnezeu cu credincioșie până la moarte. Cum e viața dumneavoastră acum? Creșteți în credință, creșteți în Domnul sau viața spirituală este caracterizată de regres, de destructurare și de slăbire? Omul cu fața întoarsă către Dumnezeu înțelege în primul rând realitatea. Apoi înțelege cauza care stă la baza acestei realități, motivul pentru care se întâmplă ce se întâmplă. Ierusalimul era dus în exil, deportat. Templul, vechiul oraș, era dărâmat. Dărâmăturile Ierusalimului. Peste ei era mânia lui Dumnezeu. Lipsă de speranță și de viziune și de perspectivă. Dar la baza acestor realități se găsea un motiv. Daniel vorbește despre acest motiv. Îl înțelege foarte bine. El nu caută explicații exterioare, nu dă vină pe unii sau pe alții.
ci se duce la însăși inima problemei. El așa spune: noi am păcătuit. Și din cauză că am păcătuit, ni se întâmplă ce se întâmplă. Capitolul 9, versetul 8. În versetul 8 avem această expresie: pentru că am păcătuit împotriva ta. La Domnul Dumnezeu nostru însă este îndurare și iertare, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit. Când te întorci cu fața către Dumnezeu, reții că dacă ceva nu e bine, pe fond este greșeala, este păcatul. Am păcătuit, ne-am răzvrătit, n-am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru, Israel a călcat legea ta, ne-am abătut astfel ca să n-ascultăm de glasul tău, ca apoi sfârșitul versetului 11 să spună: pentru că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Iată motivul care se găsea la baza acelei realități. Versetul 14 din capitolul 9: noi n-am ascultat glasul lui. Versetul 16: din pricina păcatelor noastre și din pricina nelegiuirilor părinților noștri este Ierusalimul și poporul tău de ocară tuturor celor ce ne înconjoară. Iată în ce punct te conduce Dumnezeu când te întorci cu fața către El. Începi căutându-L în Biblie, în rugăciune și în post și continui înțelegând adevărul și motivul care stă la baza acelui adevăr. Cauza care determină starea de fapt. Multă lume rămâne doar la starea de fapt. Constată că ceva nu-i bine, că lucrurile nu se leagă, că nu-i merge bine, că nu-i prosperă sănătatea, că nu se leagă lucrurile. Și în zona aceasta de frustrare fiind, de dezangajare fiind, rămâne acolo blocat. Dacă te întorci cu fața înspre Dumnezeu, nu rămâi doar la problemă, ci înțelegi de unde vine problema, ca apoi să ajungi la soluție. Daniel reține că pe fond este păcatul poporului său, cu care el se identifică rugându-se lui Dumnezeu pentru îndurare, pentru iertare. Oameni buni, și peste noi sunt stări de vină. Și dacă profetul Daniel își asuma condiția spirituală a poporului său, auziți cum se ruga: pe când îmi mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului meu, nouă ne stă bine să ne identificăm nu doar cu propria noastră vină, ci și cu cele care se întâmplă în națiunea noastră și să ne le asumăm mijlocind înaintea lui Dumnezeu pentru această țară. Cel puțin 5 păcate mari izbesc purtarea noastră, a națiunii noastre și, din nefericire, a unora care se numesc credincioși. Păcatul minciunii. Minciunea. Păcatul vorbirii de rău. Bârfa. Oamenii găsesc o plăcere nebună în a se vorbi de rău unii pe alții. Când sunt 3 la oaltă, e conversație. Când rămân 2, se transformă în bârfă. Vorbire de rău. Consumul de băutură. Un păcat grosolan care se întâmplă în națiunea noastră. Consumul de alcool. Sunt pline centrele comerciale cu băuturi alcoolice. Oamenii beau. Sărbătorile acestea au fost prilejuri de... Să unesc sărbătoarea în onoarea lui Iisus Hristos cu consum de băutură este grosolan. Și de ce să ne mirăm de oamenii de lume? Când sunt printre credincioși care consumă alcool. Să te gândești bine. Se numești creștin, pentecostal, botezat în apă, membru Biserica Emanuel și să bei băutură acasă față de copiii tăi,
față de soția ta, să o înveți și pe ea sau să înveți și pe el, mai mare rușinea. Nu se potrivește cu integritatea și cu sfințirea. Și dacă aveți altă părere, la păstorul al dumneavoastră, vă cer imperios să vă pocăiți. Vă cer imperios să vă pocăiți. Dimineața aceasta, prin gura mea, vorbește Duhul lui Dumnezeu, nu părerea mea. Cu părerea că ai voie să bei alcool, o să-ți distrugi sufletul și familia. Și viitorul copiilor tăi. Alții au făcut asta și au ajuns rău. Mai bine pocăiește-te. Mai bine întoarce-te la Dumnezeu și fă legământ de sfințire. N-amesteca lucrurile. Nu le amesteca. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Răutatea, fățărnicia, un alt păcat major care afectează multe suflete. Adulterul. Un păcat scandalos care este practicat pe scară largă în mijlocul națiunii noastre. Este dureros să observi că și între oamenii care merg la biserică, păcatul acesta se strecoară și caută să facă rău. Să vegem în privința aceasta, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Când te întorci cu fața înspre Dumnezeu, începi să vezi aceste lucruri. Duhul lui Dumnezeu te cercetează și îți luminează gândul. Eu cunosc comunități, biserici, mărturii, că sunt mărturii publice făcute de conducătorii acestor biserici. Unul dintre asemenea frați spunea, un om pe care Dumnezeu l-a folosit cu mare putere pentru a face trezire spirituală prin el, nu numai în sânul unei biserici locale, ci în sânul mai multor biserici. Și biserica pentecostală a fost influențată mult prin mărturia și lucrarea acelor oameni. Acest frate păstor spunea că avea un obicei. După ce se termina slujba de duminică, împreună cu frații din comitetul bisericii, se retrăgeau la o părtășie, la un restaurant, duminica. Acolo se serveau masa, prânzul și, cum au fost învățați din alte exemple și generații, pe pasă era berea și vinul. Și până când într-o zi, spus acest frate păstor, mi-am deschis ochii. Și când am văzut alea pe masă, și noi discutam între noi despre cum să fie trezire spirituală, mi-a fost rușine. Și împreună cu frații din conducerea bisericii am făcut un jurământ de abstinență de la consumul de alcool. Și apoi ne-am dus în biserică și am vorbit fraților, cerându-le și lor să facă acest jurământ de sfințire. Am continuat cu rugăciune, post, s-a fost lucrarea fratelui Liviu Olah. E tulburător să fiu întrebat de bărbați, membri în biserică, care sunt argumentele pentru care consumul de alcool este păcat. Și nu sunt întrebat pentru că cineva vrea să învețe, ci sunt întrebat pentru că cineva dorește să justifice trăirea sa firească. Vă chem la pocăință. Vă chem la pocăință. Când te întorci cu fața înspre Dumnezeu, pricepi realitatea, motivul care stă la baza realității, ce este mai frumos este că înțelegi soluția. Soluția pe care o pune Dumnezeu în față. Daniel reține că soluția este în două puncte fundamentale. Soluția este la Dumnezeu. Numai El ne poate scăpa, numai El ne poate înnoi, numai El poate face transformările, doar El ne poate ridica și pune în poziția și starea aceea în care nu putem singuri să ajungem. Cum ai putea să rezolvi condiția nefericită a poporului care se găsește deportat printre străini, cu țara ocupată de străini, cu capitala distrusă, cu ziduri dărâmate, cu templu dărâmat? Cum ai putea să rezolvi o asemenea problemă? Singuri facem rele, dar rezolvarea nu mai putem singuri face. Soluția este la Dumnezeu.
Daniel reține că soluția este la Dumnezeu și îl cheamă pe Dumnezeu. Auziți cum se roagă. Pleacă urechea, Dumnezeule, și ascultă. Versetul 18 la 20. Deschide ochii și privește la dărâmăturile noastre. Iartă, Doamne, ia aminte, Doamne, lucrează, Doamne, ascultă, Doamne, nu zăbovi, Doamne. Și apoi simte în sufletul lui că parcă nu-i primit. Ți-am cerut, Dumnezeule, aceste lucruri mari. Pe ce să mă fundamentez? În ce bază să vin să cer asemenea lucruri mari când peste noi e vină, când peste noi e păcat, când noi te-am batjocorit și noi ți-am întors spatele? Nu găsește alt răspuns decât mila lui Dumnezeu. Din dragoste pentru tine, Dumnezeu meu, căci numele tău este chemat peste cetatea ta și peste poporul tău. Din dragoste pentru tine. Nu pentru neprihănirea noastră ți aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurările tale cele mari. Să reții că îndurarea lui Dumnezeu este cea care ne ridică. Că numele lui și bunătatea lui este cea care ne ridică. Și dacă ne vorbește, dacă ne descoperă realități care ne pot tulbura conștiințele, este din pricina îndurării sale, a milei sale și a bunătății sale față de sufletele noastre. Slăvit să fie în numele Lui. Daniel mai reține că soluția nu este doar bunătatea lui Dumnezeu, ci este și propria lui pocăință. Lângă bunătatea lui Dumnezeu să pui căința ta, pocăința ta, smerirea ta, atunci, acolo e soluția. Nu te duci cu pocăință fără să te bizui pe bunătatea lui Dumnezeu, că asta ar fi o cale a faptelor omenești. Dar nici pe bunătatea lui Dumnezeu lângă care să nu pui pocăința, că asta ar fi har ieftin. O justificare vieții trăite în păcat și o ascundere după mila lui Dumnezeu când de fapt nu vrei să te schimbi. Sunt puse împreună mila lui Dumnezeu și căința noastră. Dragostea lui Dumnezeu și pocăința noastră. Jertfa lui Iisus și mărturisirea păcatelor noastre și îndreptarea noastră și căința noastră. Auziți-l cum se roagă. Pe când vorbeam eu în rugăciune, îmi mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului meu Israel. Soluția este să ne rugăm, să ne pocăim, să ne întoarcem cu toată inima către Dumnezeu. Asta este soluția. Soluția nu este să căutăm răspunsuri în altă parte, ci să le căutăm în propriile noastre vieți. Binecuvântat să fie Domnul. În al treilea rând, omul cu fața întoarsă către Dumnezeu primește de la Dumnezeu. Trei lucruri simple. Caută pe Dumnezeu, înțelege lumina de Dumnezeu și primește din partea lui Dumnezeu. Ce poate fi mai simplu? Și în același timp, profund și adevărat. Patru lucruri reiese din pasajul nostru că a primit Daniel din partea lui Dumnezeu. Întâi, el a primit răspuns. S-a rugat lui Dumnezeu. Versetul 20 la versetul 22. Pe când vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului meu Israel. Îmi aduceam cererile înaintea Domnului Dumnezeului meu, pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu, pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor iute omul Gabriel. A primit. Așa cum am spus, a primit răspuns. Versetul 12. Căci cuvintele tale, așa a spus acel înger, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi când ți-ai pus pe inimă să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău. Și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Rugăciunea lui a fost ascultată de Dumnezeu. E un mare har, e o mare bucurie, e o mare binecuvântare să îți asculte Dumnezeu rugăciunea. Să-ți primească Dumnezeu căutarea.
să-ți răspunde Dumnezeu. S-ar putea, unii dintre dumneavoastră, să vă rugați de multă vreme pentru ceva anume. Și pentru că a trecut mult timp de când vă rugați și până acum și nu s-a întâmplat nimic, e posibil să fi finit în loc descurajarea. Țineți minte, dacă Dumnezeu v-a făgăduit, se va face. Credința se bazează pe promisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se răzgândește. Pe caracterul lui Dumnezeu, ce promite, este credincios să ducă la îndeplinire. Și pe puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu are putere să-și împlinească făgăduințele. Aceste riazeme ale credinței sunt fundamentale. Promisiunea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu. Perseverează și vei auzi răspunsul lui Dumnezeu. Daniel a primit răspuns. A primit încurajare. Starea lui era cuprinsă de întristare, caracterizată de descurajare, prăbușit, disperat, fără direcție. Într-o stare de jale, așa și zice el, 3 săptămâni am fost în jale. Așa și-a numit postul, o jelire, un duliu înaintea lui Dumnezeu. A primit din partea lui Dumnezeu încurajare. Capitolul 9, versetul 20 la 21. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, partea finală acestui cuvânt, că a venit în zbor iute la mine omul Gavril, pe care îl văzuse mai înainte. Domnul a venit la el. Să-ți întorci înspre Dumnezeu fața, să te prindă dorul de el, să-l cauți în rugăciune, în cuvântul lui, să-l cauți postind, să-ți mărturisești păcatul tău, să simți starea ta, să-ți dorești o schimbare, să fii disperat de condiția în care te găsești, să ai nevoie de un răspuns din partea lui Dumnezeu. Și Domnul să vină cu răspunsul. Și când se arată cu prezența ta, să-ți vorbească, cu prezența sa, să-ți vorbească pozitiv. Asta este mare lucru. Dumnezeu a venit la unii și le-a vorbit negativ. S-a arătat unora și n-a fost de partea lor. Atâtea exemple sunt în Scriptură. Când Dumnezeu la unele rugăciuni ale unora a venit și n-a fost pozitiv. A vestit judecăți, lepădări, pedepse. E har și este mare încurajare ca, de Dumnezeu, ca Dumnezeu să se apropie de noi, să vină la noi, să ne dea răspuns și răspunsul lui să fie încurajator. În ce-l privește pe Daniel, versetul 11 și 12 din capitolul 10, apoi mi-a zis, Daniele, om prea iubit și scump, vă rog să notați în această vorbire delicatețea vorbirii lui Dumnezeu, îmbărbătarea și încurajarea, mângâierea pe care el o aduce acestui bărbat zdrobit. Daniele, om prea iubit și scump, fii cu luarea minte la cuvintele pe care ți le voi spune acum și stai în picioare în locul în care ești. Să spune Dumnezeu, ridică-te în picioare. E o încurajare. Căci acum sunt trimis la tine. După ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremurând. Auziți cum îi vorbește? El mi-a zis, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi când ți-ai pus pe inimă să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Versetul 19, nu te teme de nimic, om prea iubit, pace ție, fii tare și cu inimă. Dumnezeu l-a îmbărbătat. Ne va îmbărbăta și pe doi. Daniel a primit încurajare. Răspuns și încurajare. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Daniel primește și o viziune nouă. Când se arată Dumnezeu cu răspuns, nu doar că te vindecă de frici, îndepărtează de la tine temerile, descurajarea, îți aduce în suflet putere, curaj, bucurie, perspectivă. Dumnezeu dă o viziune nouă asupra viitorului. Versetul 23,
Cuvântul Domnului, 10 cu 14, cuvântul Domnului spune: acum vin să-ți fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi, căci vedenia este cu privire la toate acele vremuri îndepărtate. Dumnezeu i-a dat o viziune nouă, o viziune asupra viitorului, asupra istoriei, asupra națiunii sale, a planului lui Dumnezeu cu privire la națiunea sa, o viziune nouă apropii a vieții sale. Deci binte ce a spus Domnul în final: tu du-te și odihnește-te, odihnește-te, o să treacă mult timp, tu te vei odihni și te vei scula în vremea de pe urmă să ai parte de răsplătirea celor drepți. I-a dat o viziune cu privire la propria sa existență, rațiunea existenței sale. Este mare binecuvântare să dibuiești pentru sufletul tău scopul existenței, să îți însușești scopul lui Dumnezeu pentru om și să trăiești în lumina acelui scop. Este binecuvântarea supremă. Oamenii trăiesc în lumea asta fără direcție, fără scop. Încurcă lucrurile. Dintre cei mai înțelepți ai veacului acesteia încurcă lucrurile, socotind că scopul este să acumuleze avere, să aibă putere, să aibă influență. Și dacă toată viața construiește acest turn al lui Babel, vei ajunge acolo târziu să-ți dai seama că totul se năruie. Bieții de ei, oamenii influenți și puternici ai acestei lumi, cum stau în pușcării compromiși pentru câteva mii de euro. Cu câteva mii oprins. Ei sunt compromiși până în plăsele. Până și hainele de pe ei și aerul pe care respiră în casele lor și iarba care le crește în corte este expresia corupției lor. Nu-i oprins cu câteva, nu pentru câteva mii, cu câteva mii i-o oprins. Viața lor este coruptă. Aici trebuie să ne gândim și la noi. Trezire spirituală înseamnă să te reorientezi. Nu mai vreau să trăiesc așa. Vreau viziunea lui Dumnezeu pentru mine. O viață curată, o viață în sfințenie, o viață în pace cu Dumnezeu, o armonie în familie, o trăire în curățire, o biruință a lui Dumnezeu și o bucurie a lui Dumnezeu în casa mea. Este o viziune nouă. Dumnezeu are o viziune și pentru noi. Și ce este frumos, frate și surori, rog să observați felul progresiv, cursiv și logic în care se așează lucrurile în viața lui Daniel. A primit din partea lui Dumnezeu răspuns. A primit curaj, a primit viziune. Și la ce folos dacă nu poți? Știți ce a primit în final? Putere. Dumnezeu i-a dat putere. 9 cu 21. M-a atins. 10 cu 10 la 11. O mână m-a atins. Să citim din 10 cu 9. Am auzit glasul cuvintelor lui. Și pe când auzeam glasul cuvintelor lui, am căzut leșinat cu fața la pământ. Toarceți-vă la versetul 9. Frați și surori, cine a vorbit lui Daniel aici? Știți cine? Un înger. Vă rog să observați reacția. Am auzit glasul cuvintelor lui și pe când auzeam glasul cuvintelor lui, am căzut leșinat cu fața la pământ. Doar un înger. Doar un înger. Pe care Daniel l-a auzit vorbind. Cât de mult greșim când pierdem sentimentul majestății lui Dumnezeu, a gloriei sale, a puterii sale slăvite și le raportăm într-un mod ca și cum Dumnezeu ar fi un tovarăș de-a nostru și un prieten de-a nostru. Prea personal. Până la limita luării în deșert a numelui său, un înger i-a vorbit și am căzut cu fața la pământ, a zis Daniel. Mă gândesc că și această familiaritate excesivă este un simptom spiritual care vorbește ceva rău despre viața noastră spirituală.
Dar să ne întoarcem la cuvânt. Și iată că o mână m-a atins și m-a așezat tremurând pe genunchii și mâinile mele. Imaginea este cutremurătoare și sugestivă. Apoi mi-a zis, Daniel, e un preiubit și scump. Fii colare aminte la cuvintele pe care ți le voi spune acum și stai în picioare în locul unde ești, căci acum sunt trimis la tine. După ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremurând. Versetul 18. Atunci cel ce avea înfățișarea unui om m-a atins din nou și m-a întărit. Apoi mi-a zis, nu te teme de nimic, om preiubit, pace ție, fii tare și cu inimă. Și pe când îmi vorbea el, am prins iar putere și am zis, vorbește Domnul meu, căci m-a întărit. A primit putere. Mă chem să ne apropiem de Dumnezeu cu viziunea umplerii noastre cu putere. Să avem putere să înțelegem problema, cauza problemei, soluția. Să avem putere apoi să traducem în practică. Omul cu fața întoarsă către Dumnezeu. Iată trei lucruri foarte importante și în același timp accesibile. Îl caută pe Dumnezeu, înțelege lumina de Dumnezeu și primește din partea lui Dumnezeu. Îl caută pe Dumnezeu în rugăciune, cu post și în Biblie. Înțelege starea lui, cauza care determină starea aceea și că soluția este Dumnezeu, mila lui și pocăința. Și primește răspuns, încurajare, viziune și putere. Și acum, apropiindu-ne de cina Domnului, omul cu fața întoarsă spre Dumnezeu, vă îndemn să ne întoarcem în fața către Domnul nostru Iisus. Să avem în mintea noastră și în sufletul nostru perspectiva Golgotei, a crucii de la mijloc. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, și-a dat viața pentru noi. După cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, spunea Domnul Iisus, la fel trebuie să fie înălțat și Fiul omului, ca oricine crede în El să aibă viață veșnică. Să ne întoarcem privirile către Domnul nostru Iisus. Psalmul 34 cu 5. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Sau Psalmul 16, versetul 8 la 9. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Psalmul 119, versetul 30. Aleg calea adevărului. Haideți în această dimineață să ne întoarcem fața către Dumnezeu și să primim din partea Lui. El este Domnul nostru și este Mântuitorul nostru, slăvit să fie în numele Lui. Ne vom sta la masa din această dimineață, la cina Domnului, ne vom împărtăși cu trupul și sângele Domnului. Nu o vom face invocând succese, merite, realizări, reușite. De ori fi, dăm lui Dumnezeu pentru ele slavă. Le punem în seama binecuvântării lui Dumnezeu lăsat în viața noastră. Suntem chemați să ne apropiem în numele lui Iisus Hristos, bizuindu-ne pe răscumpărarea Lui, să luăm această cină cu credință, cu o credință care ne așează în acea poziție după voia lui Dumnezeu de justificare, de har de la Dumnezeu. Să luăm cina aceasta cu smerenie, cugetând la greșelile noastre și de stăm în picioare din pricina faptului că este bun cu noi Dumnezeu, slăvit să fie în numele Lui. Să luăm această cină cu viziunea schimbării. Ce a fost, a fost. De aici înainte să fie bine. De aici înainte să fie cum place lui Dumnezeu. Să luăm cina aceasta cu perspectiva întăririi noastre, să căpătăm de la Dumnezeu putere. Să căpătăm de la Dumnezeu viață duhovnicească. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm în picioare, intrăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune comună,
Când rugăciunea comună se va încheia, vom invoca binecuvântarea lui Dumnezeu peste cina Domnului. Fratele Lucian Birda se va ruga lui Dumnezeu.